Darius este bazat pe un caz real petrecut în Europa între anii 2008 și 2010. Filmul vrea să tragă un semnal de alarmă asupra fenomenelor de corupție și a lipsei de ajutor reciproc. Producția semnalează totodată povestea unui părinte care respectă legea, însă este pus în fața unor evenimente care îl plasează la marginea moralității. Personajul principal, Darius, suferă din cauza unor nedreptăți curunte provocate de cei care ar trebui să îl ajute. În mare parte este vorba despre neatenția noastră către evenimentele care se întâmplă în jurul nostru. Poate conduce la adevărate tragedii. Asta este ceea ce am văzut eu din cazul real și de aici s-a tras și scenariul. S-a filmat în cea mai mare parte, bineînțeles, în orașul Constanța, de unde sunt și eu. S-a filmat în preajma orașului Mihaicu Gălnicianu, dar și aici în Năvodari. Acum ne pregătim cu nerăbdare și cu sufletul la gură pentru ecranizarea filmului la Casa de Cultură aici în Năvodari, sâmbătă la ora 7 seara. Și așteptăm năvădorenii să vină să-l vadă. Din distribuție fac parte actori consacrați precum Marius Alistar, Ana Maria Nicolae și Bianca Moraru. Pentru publicul constanțean, premiera a avut loc pe 1 septembrie în prezența echipei de producție.